Răsadurile de tomate sunt printre cele mai căutate produse de sezon scoase pe piață de Universitatea Științele Vieții din Iași. Agricultorii profesioniști, dar și cei amatori, au siguranța unor răsaduri de cea mai bună calitate. Specialiștii și studenții din Facultatea de Agronomie au avut grijă ca materialul săditor să fie cât mai bine îngrijit și să se dezvolte optim în celulele din serele universității. Colega mea, Raluca Daria Diaconiuc, a stat de vorbă cu prorectorul Vasile Stoleru, care vă prezintă o serie de sfaturi practice care vă pot ajuta să aveți cele mai bune rezultate din plantația de tomate. Un răsad foarte bun calitate ar trebui să aibă 5-6 frunze adevărate, bine formate. Vedem acum că ele sunt un răsad pentru spații protejate, încă ar trebui să mai stea o săptămână și ceva. Dar ceea ce este destul de interesant și oamenii nu dau importanță este culoarea pe care trebuie să o aibă răsadul. În afara faptului că trebuie să fie culoare verde specific soiului, trebuie să ne uităm și la sistemul radicular. Adică un sistem radicular foarte bine dezvoltat, în care se observe foarte bine perișorii absorbanți și vedem destul de bine numeroase rădăcini care înconjoară amestecul de pământ, dar în același timp sau substratul în care producem răsadul, ceea ce este foarte important la înființare și asta înseamnă o premisă de foarte bună calitate. Dacă rădăcinile sunt brune, sunt închise, sunt groase, nu mai au perișori absorbanți, înseamnă că este un răsad îmbătrânit și ar trebui pe cât posibil să evităm. Și nu neapărat trebuie să ne ducă în eroare și culoarea, pentru că în momentul în care achiziționăm un răsad, trebuie să avem în vedere și acest aspect, că foarte mulți utilizează compulsiv pe solubil, pe bază de azot, răsadul în 2-3 zile s-a înverzit, îl scoatem pe piață, îl valorificăm, ceea ce nu este corect. Deci principalul lucru care trebuie să ținem cont, să urmărim sistemul radicular. Un sistem radicular de foarte bună calitate înseamnă și premiza faptului că răsadul se va prinde foarte ușor, dacă îi asigurăm condiții corespunzătoare. Și acesta este un aspect destul de important de care trebuie să ținem cont. Practic, această plântuță când poate fi... Deci, este un răsad pregătit pentru a fi înființat în spații protejate în jurul datei de 15-20 aprilie.